Bun găsit, doamnelor și domnilor! Sunt Elena Parapiru, aceasta este emisiunea Orașul meu, iar invitatul meu din această seară este domnul Cristian Dima, președintele ALDE Galați. Bine ați venit alături de noi, domnule Dima! Bună seara, doamna Elena! Bună seara, telespectatorii! Vă întoarceți de la București, de la ședința biroului permanent al ALDE și este foarte interesant de aflat acum, când subiectele sunt extrem de fierbințe în jurul crizei guvernamentale, cum vede ALDE toată această situație? Poziția ALDE, ne-am reunit, ne-am reîntâlnit pentru a reanaliza situația din componenta guvernamentală ALDE și membrii guvernului care reprezintă ALDE. Spuneam, mă îngrijorează faptul că sunt oameni cu mandat politic în baza unor voturi semnificative primite din partea cetățenilor României, care, din nefericire, constat că se preocupă din ce în ce mai puțin de țară. Adică nu știu dacă noi ar trebui să ne preocupăm foarte mult de aceste discuții care seamănă a orice altceva decât, sau mai puțin, cele ce înseamnă administrația publică centrală, treburile guvernului, dezvoltare, infrastructură, investiții, impozite, taxe și așa mai departe. Asta este principala noastră preocupare și considerăm că denaturarea și deplasarea discuțiilor în cadrul media și în cadrul formațiunilor politice care au primit votul majorității românilor prezenți la vot este îngrijorătoare, pentru că românii se așteaptă să constate ceea ce se întâmplă prin deciziile guvernamentale asupra propriei bunăstări. Cu toate astea, totuși vorbim de un guvern politic, nu vorbim de un guvern tehnocrat. Este clar că este importantă și componenta politică, iar premierul Mihai Tudose a formulat obiecțiuni cu privire la miniștri pe care i-a numit săptămâna trecută ca fiind penali. Și s-a referit la doamna Sevil Şaideh, la doamna Rovana Plumb și s-a referit și la domnul Viorel Ilien. Da, vorbim, cum foarte bine ați spus, despre mandate de ministru, despre persoane susținute politic pentru mandatele, portofoliile pe care le dețin. În urma întâlnirii noastre și a discuției pe care am avut-o, destul de atent, am analizat componenta care, așa cum spuneam, ar trebui să preocupe cei care au portofoliul de ministri și pe prim-ministru. ALDE rămâne așa cum s-a configurat, foarte ferm pe poziții. Din mai multe motive care noi le considerăm extrem de importante. Adică nu va pleca domnul Ilie? Nu va pleca domnul Ilie. Domnul ministru Viorel Ilie își va păstra portofoliul. Este decizia pe care ALDE în Biroul Executiv Național a luat-o. Și aș vrea să fiu extrem de clar. Noi nu vorbim de o persoană aici. Noi vorbim de un principiu. Suntem liberali și am înțeles că atunci când am hotărât să participăm la guvernare împreună cu partenerii noștri de guvernare, am făcut o înțelegere și un protocol de guvernare în baza susținerii programului de guvernare propus și comun. Așa înțelegem să se desfășoare lucrurile și să evolueze situația în continuare. Nu cred că un ministru, chiar și un prim-ministru, cu un mandat susținut de o coaliție, poate ieși public înainte de a avea o discuție în cadrul coaliției. Așa cum am spus-o, reiterez, am o opinie extrem de bună și de frumoasă pentru premierul Mihai Tudose. Îl consider un om căruia experiența, expertiza, pregătirea îi sunt favorabile pentru a deține acest portofoliu de prim-ministru. Nu este singur, bineînțeles. A primit susținerea coaliției și cred că tot în acest cadru ar trebui să discutăm. Noi vorbim de principii aici, nu vorbim de un om sau de altul. Pentru că domnul ministru Viorel Ilie a și afirmat în nume propriu că din punctul domniei sale de vedere nu reprezintă
știu eu, o componentă în care nu își poate prezenta demisia în orice moment, eu cere primul ministru sau coaliția de guvernare sau partidul Și dar care îl nu se pune susține. problema că s-ar agăța de Nici scaun? pe departe. Domnul Viorel Ilie chiar în repetate rânduri a spus că își va prezenta demisia în orice moment, neconsiderându-se agățat de această funcție. Domnia sa are o experiență administrativă și politică frumoasă, deși nu are o vârstă foarte înaintată. A fost primar de Moinești, mai multe mandate, a preluat mandatul de senator cu foarte multă putere și convingere pentru bunăstarea celor pe care îi reprezintă prin hotărârile și analizele care le face. Atât timp cât am fost în minister, am avut nenumărate discuții și în cadrul Comisiei de Buget și de Dezvoltare a României și am avut o relație bună. Îl cunosc personal bine și consider că poziția pe care o are îl onorează. Niciodată, întotdeauna cât am discutat la biroul executiv național, niciodată n-a avut o atitudine sau în care să se agațe de ceva. Demisia domniei sale stătea la dispoziția biroului executiv. ALDE, Alianța Liberală și Democrată, înțelege că principiile sunt înaintea oamenilor. Pentru că nu poți să te bați pentru drepturile și libertățile cetățenilor, nu poți să te bați pentru prezumția de nevinovăție. Oricare dintre noi poate fi în situația asta. Și în același timp să o dozezi sau să o aplici atunci când îți convine ție. Noi ne-am întâlnit, așa cum am mai spus-o, înaintea colegilor de coaliție, pentru a fi foarte clară poziția noastră, nu în urma unor discuții, știu eu, foarte ample. Noi am spus simplu, noi nu susținem neapărat un om, susținem un principiu, dar dacă omul respectiv nu are nicio problemă, atunci cu greu poate cineva să îi răsfrângă asupra domniei sale vreo vină. Și aș vrea să fac o următoare precizare. Dacă asupra celor doi miniștri, doamna Rovana Plumb, doamna Sevil Shaidec, viceprim-ministru, se poate, în opinia primului ministru, să prezinte o situație delicată prin care relația cu Bruxelles ar putea fi oarecum afectată de Doamna discuțiile Rovana Plumb tocmai a naționale? primit felicitări din partea Uniunii Europene. E cam complicat să credem că nu o vede bine Bruxelles. Exact, deci putem vorbi, da, știu eu, decizia primului ministru, am înțeles că doamnele ministru și-au prezentat imediat dorința de a demisiona din pozițiile și din portofoliile pe care le dețin, Da, să sunt le predea. contradictorii acolo puțin declarațiile primului ministru. Exact, în cazul domnului ministru Viorel Ilie nu poate fi pusă nici măcar această problemă, pentru că, în primul rând, este un minister delegat în relația cu Parlamentul a Guvernului, deci nu s-ar putea pune problema. Și în al doilea rând aș vrea să fac o precizare extrem de clară. Asupra domnului ministru Viorel Ilie nu este deschisă nicio anchetă penală, nu este deschis nicio caracteristică penală. Pe mine, vă rog să mă credeți, mă crispează, mă îngrozește ideea de a vorbi despre un om care este chemat la un organ de cercetare penală sau nu. Putem vorbi de toate structurile Ministerului de Interne, structurile judiciare, economice, orice structură are calitatea de a cerceta orice cetățean din România. Cu atât mai mult vorbim de DNA sau de DGA. Mi-aduc aminte că parcă însuși cel care astăzi este și se ascunde sub spatele sau în spatele imunității prezidențiale a avut calitatea de suspect cercetat penal într-un dosar penal. Asta înseamnă că domnia sa, România, este condusă de un penal. Pe mine mă îngrozește această abordare. Nu poți să vorbești. Ce termen este ăsta penal? Cred că ducem în derizoriu orice calitate a unui individ. Repet, România astăzi este condusă de un penal. Nu cred că asta ne Vin în onorează. sprijinul afirmațiilor dumneavoastră și mi-amintesc că săptămâna trecută, invitat fiind în studiourile Antenei 3, primul ministru a fost întrebat de Mircea Badea, bun, dar dacă procurorii din România își propun să schimbe guvernul, pot foarte bine să facă dosare oricărui ministru. Ce facem? Se schimbă guvernul tot timpul? Ministerul de Justiție, orice cetățean care deține o poziție, o funcție în cadrul aparatului administrației publice a Ministerului de Interne și are competența, conform fișei postului, de a cerceta
poate întocmi un dosar de cercetare penală împotriva unui cetățean din România. Asta nu înseamnă că prezumția de nevinovăție nu funcționează. Ce să spun eu? Eu mă consider victima unor acte ale justiției care eu le consider nedrepte. Așa cum am spus, m-am adresat comisiei de la CEDO, nu-mi doresc să aduc o palmă sau să creez încă un precedent în care România va pierde la CEDO, dar nici nu îmi pot pune la îndoială cineva, nu-mi poate pune la îndoială probitatea și caracteristica mea în cadrul administrației publice locale atunci când am activat, că nu am făcut-o cu bună intenție și în respectarea legii. Așa că dreptul fiecăruia de apărare este garantat de Constituție și mai mult de atât, dreptul fiecăruia de a fi considerat nevinovat până există o hotărâre definitivă și irevocabilă, trebuie să funcționeze pentru toți cetățenii României. Cu atât mai mult revin și spun, domnul Viorel Ilie ca ministru și ca cetățean al României nu are nicio cercetare penală în curs în acest moment. Și facem abstracții de toată această poveste, pentru că evident se poate face abstracții de toată această poveste și premierul poate ajunge în momentul în care să spună că se poate debarasa de ALDE. Este problema domniei sale. Sunt ipoteze formulate de agențiile de presă. În funcție de decizia pe care o va lua, eu cred că și domnia sa va analiza atent de următoarele declarații pe care le va face și următoarele poziții publice pe care le va face. Noi, ALDE, sigur că participăm așa cum am făcut-o și până acum. ALDE și-a asumat acest risc? ALDE și-a asumat toate deciziile pe care le-a luat. Am mai văzut unele agenții sau unele persoane răuvoitoare au spus că ALDE se ține sau nu se ține. Noi suntem parteneri loiali și am arătat până acum că suntem loiali și ne asumăm și riscurile. Pentru că nu este doar o poziție atunci când ți este bine, aparent, cum ar putea interpreta oricine, să fii acolo unde este bine, ci îți asumi și poziția și riscurile pe care le ai atunci când urmărești cu preponderență dezvoltarea României și apărarea drepturilor cetățenilor, drepturilor și libertăților cetățenilor. Domnule Dima, aveți o experiență amplă, o experiență care vă recomandă. Ce s-a întâmplat de data aceasta? Ce s-a defectat, de fapt? Nu știu, și am repetat, sunt îngrijorat de abordarea aceasta pentru că acum 100 de zile tocmai s-a schimbat un prim-ministru și ceva componență din guvern. Cred că nu trebuie să ne preocupăm doar de acest aspect, cred că trebuie să ne preocupăm de dezvoltarea României, de creșterea nivelului de trai, să fim atenți la... pentru că spuneam parcă într-o discuție cu cei de la Ministerul de Finanțe că România este în continuare bine, foarte bine cotată de standardele Poor's, un renumit element de evaluare a tuturor țărilor care aplică. România se află pe stadiul de stabilitate, de siguranță, BBB A+, ceea ce îi dă o poziție respectabilă și de respectat în ochii investitorilor de oriunde s-ar afla aceștia. Și cred că astea sunt elementele care trebuie să preocupe. Și o creștere economică foarte bună. Stabilă. Ba mai mult, a crescut și producția în România cu 10% față de anul trecut, aceeași perioadă anului trecut. Ceea ce ne bucură foarte mult. Asta înseamnă că românii au înțeles că pot rămâne în România și să obțină venituri suplimentare și viața și viitorul și bunăstarea le este garantată din ce în ce mai mult în România. Astea cred că ar trebui să fie preocupările. Nu ce declarăm pe la media sau în presă. Sau... Cred că declarațiile în general actorilor politici și a celor care dețin portofoliul de miniștri sau de prim-ministru trebuie să fie în măsura în care țin de bunăstarea românilor. Aș vrea să ne referim, să lăsăm puțin lucrurile care se întâmplă la București și faptul că, oricum, situația este în plină desfășurare, nu știm care va fi exact rezultatul tuturor negocierilor, le lăsăm pe acestea și trecem la faptul că Galațiul s-a bucurat la sfârșitul săptămânii trecute de vizita scriitorului Varujan Văzganian. Nu are legătură cu omul politic Varujan Văzganian. Ne-am întâlnit acolo cu un om de mare rafinament intelectual, de un scriitor care a fost nominalizat pentru Premiul Nobel la literatură din partea României pentru 2017. A luat cazul și cu Rodar. A fost acolo. Iar domnul Văzganian a fost pentru a-și lansa cartea Copiii Războiului, aici la Galați.
Nu le se întâmplă de multe ori românilor să fie cetățeni ai României, români, nominalizați pentru premiul Nobel. Acum, sigur că sunt mai multe secțiuni, este onorant pentru noi să avem un român, un cetățean cu mare experiență și care un scriitor care are cel puțin două romane în literatura contemporană de remarcat, ca să nu spun remarcabile. Vorbim de Varujan Vosganian, care sigur că prezența lui la Galați, într-o foarte frumoasă manifestare la Biblioteca Avea Urechea, într-o organizare distinsă pe noaptea în bibliotecă, beneficiind de acest eveniment organizat de conducerea județului, cât și de directorul Bibliotecii Județene Vea Urechea, Ilie Zamfir, căruia sigur că îi mulțumesc pentru acest frumos eveniment, această frumoasă prezentare și lansare. Au fost foarte, foarte multe persoane. Mă bucur Domnul că Bacalbașa a declarat atunci un lucru absolut special. A spus că domnul Vosganian este probabil cel mai bun orator din Parlamentul României și a zis după aceea, nu probabil, sigur. sunt impresionat, că o spune domnul Bacalbașa, care este trecând peste, știu eu, atitudinea domniei sale de mult prea mulți ani medic, un foarte bun om de cultură, o persoană cu o educație frumoasă și aleasă, și culturală, și literară. Și atunci când o spune domnia sa, dă cu atât mai multă greutate. Eu aș vrea să spun despre Varujan, nu sunt nici pe departe o persoană care să, știu eu, să arunc cu pietre și să mă aliniez celor care la un moment dat blamează pe cineva. Vreau să spun despre Varujan că a terminat șef de promoție, are 58 de ani, cred, a terminat șef de promoție Facultatea de Economie. După câțiva ani s-a înscris la Facultatea de Matematică, a terminat și Facultatea de Matematică din cadrul Universității București. Ulterior a devenit un scriitor apreciat cu romane de remarcat, cum am spus, pentru literatura contemporană, este greu Acum să-l este arunci. literatură, literatură, cel mai Exact. bun sens al cuvântului. Este greu să-l arunci în derizoriu sau să nu apreciezi calitatea și calitățile domniei sale. Nu există un om valoros fără greșeli. Trebuie să luăm un om cu buni și cu bune și cu rele. Și eu spun același lucru colegilor mei când ne întâlnim. Pentru mine, Varujan este un om care a ajuns la deplinătatea valorii sale. Este un om care ar trebui apreciat astăzi, când încă se mai află bine cotat în categoria celor care sunt extrem de frumos educați și foarte capabil. Ați spus că a fost nominalizat pentru Premiul Nobel de Literatură, inclusiv statul Israel l-a nominalizat pentru această distincție. Este absolut splendid și pentru România este un moment absolut special, nu neapărat unic, dar special în mod sigur. Ne onorează că s-a întâmplat așa ceva, că am fost acolo pe lista nominalizărilor. Trecem la probleme puțin mai concrete decât literatura și aș vrea să ne referim la termie. Începe o iarnă nouă pentru Galați. Da, încă ne mai bucurăm de zile extrem de frumoase de toamnă, să ne dea Bine, în divinitatea să ține apartamente nu mai este cât chiar mai așa de mult, frumos da, toamnă. pentru că noaptea este rece și pentru că sigur că ne așteptăm să pornim sursele de încălzire altele decât cele umane. Am avut o discuție de curând cu săptămâna trecută, la sfârșit, cu primarul Ionuț Pucheanu, căruia i-am reamintit faptul că în perioada în care funcționam în USL și eram consilier și mandatele de USL-ului erau majoritare, am depus câteva proiecte în ceea ce privește termia municipiului Galați. Am apreciat și împărtășit ideea domniei sale de a sprijini
racordarea individuală ca soluție de avarie și ca o soluție extremă. Nu știu dacă este cea mai bună soluție pentru Galați sau pentru Gălățeni, dar cu siguranță este o soluție care să reducă pierderile și contribuția tuturor gălățenilor la acest serviciu, sau mai bine zis, la aceste pierderi generate de acest serviciu. Eu în continuare cred cu tărie și voi depune toate documentele persoanelor abilitate și firmelor de specialitate și a consultanților de specialitate, cred cu tărie că producerea și distribuirea agentului termic din cartier, să spunem, pe o zonă, este mai bună, mai profitabilă pentru ambele părți, și pentru utilizatori și pentru administrația publică locală, și este cu mai mare viitor. Asta este procedura care se practică în foarte multe țări dezvoltate atunci când vorbim de densitate foarte mare de locuințe pe kilometru pătrat. Galați este, așa cum am spus-o de fiecare dată, a doua densitate din România ca locuințe pe kilometru pătrat. Da, dar să nu uităm faptul că în continuare nu există o statistică clară a apartamentelor care sunt locuite, care nu. Să știm foarte exact adevărat lucrurile Dar acestea. Dar astăzi putem vorbi în baza declarațiilor administrației publice locale de 21.000, 20.500 de încă apartamente racordate. Imobile racordate. Câte din ele își doresc să utilizeze serviciu de agent termic, de termie, nu știm, dar putem afla cu ușurință. Ceea ce pe mine mă îngrijorează este că am pasat cu prea multă ușurință responsabilitatea majoră a încălzirii imobililor individuale către administrațiile de proprietari. Și aici vin și spun așa, dacă într-o administrație care are 80 de apartamente, să luăm un exemplu, 4 scări, 80 de apartamente, constatăm că avem două scări cu câte un apartament la parter și unul la etajul 4, care solicită acest serviciu. Și atunci primăria spune, sunt prea mari pierderile, eu va trebui să vă facturez către administrație toate pierderile ce survin din momentul în care intră agentul termic în subsolul blocurilor până coboară ca pereturi, va trebui să vi le facturez, nu știu cât ajunge în casa celor care solicită acest serviciu, cei 4 imobile, să spunem, cei 4 proprietari, dar cert este că eu vă voi factura toată această cantitate de energie termică care ajunge în subsolul blocurilor dumneavoastră. Și atunci, propunerea este, dacă administrația proprietarilor nu își mai dorește să încheie contracte cu furnizorul de agent termic, poate să nu o facă. Asta înseamnă pasarea responsabilităților. Ce se întâmplă cu cele 4, 6, 8, 10, câte vreți dumneavoastră apartamente, care astăzi nu au o sursă alternativă de încălzire? Bine, și se poate face acest proiect despre care vorbiți dumneavoastră? Nu numai că se poate, este foarte și a fost permanent foarte ușor realizabil la îndemâna administrației publice locale. Este foarte ușor de realizat pentru că avem acele puncte termice, rețeaua secundară de furnizare a agentului termic atât pe tur cât și întoarcerea pe retur este în cea mai multe zone, este reabilitat și atunci nu înțeleg pentru ce am cheltuit banii comunității și municipiului Galați, banii gălățenilor, dacă astăzi nu folosim acel serviciu. Și spun așa, dacă s-au reușit a se debranșa, am încercat. Este foarte frumos ce s-a întâmplat. S-au reușit a se debranșa din 7.000 și de cereri, s-au plătit 3.000 și de cereri. Constatăm că cei 3.000 de lei primiți ca subvenție nu sunt nici pe departe. Bine, nu se pune de la început problema faptului că ar fi suficient. Exact, pentru a dezvolta un sistem de producere a energiei termice individual. Dar vedem că avem 3.000, cum spuneam, din 21.000, constatăm că de fapt reprezintă cât? Înseamnă că în 5 ani, în 7 ani vor reuși să debranșeze toți. Păi ce facem în 7 ani? Peste un an vom da pentru 17.000, peste 2 ani vom da pentru 14.000 și ce se întâmplă? Adică pierderile din momentul anului 1989 până astăzi, pierderile sunt din ce în ce mai mari pe rețeaua primară. Cu cât rămân mai puține apartamente,
sunt pierderile cresc. Și atunci varianta alternativă de producere a energiei termice și în cogenerare cu energia electrică este o alternativă viabilă, valoroasă și demnă de ținut în cont de, și ținut în cont de ea de administrația publică locală. Voi depune proiectele încă o dată actualizate la, nu este ușor nici nouă și nici mie să țin continuu cont de cât se debranșează pentru a solicita consultanților să reevalueze posibilitatea de producere la nivel de cartier a acestui serviciu. Din păcate, timpul s-a scurs, domnule Dima, ar mai fi fost lucruri de vorbit în această ediție a emisiunii noastre. Vă aștept și săptămâna viitoare să ne continuăm discuția. Mulțumesc pentru că ați acceptat-o pe cea de astăzi. Iar dumneavoastră, doamnelor și domnilor, vizionare plăcută în continuare. Vă mulțumesc de invitație.